Taram tam tam Moga era... Păi cum, era zeu Da, exact, era, da, era uh. Mi se părea așa că o sectă totuși Nu Mie mi-e și frică Foarte cringe oh, foarte oi, horror Hai, dai. Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un nou podcast, Badass Mom! Astăzi avem o invitată pe care îmi doream de foarte mult timp să am la mine aici în podcast, pentru că e o femeie pe care o admir, pentru că e și ea Badass Mom și pentru că n-am stat niciodată de vorbă așa la povești, cum o să facem astăzi, sper. Doamnelor și domnilor, alături de mine este Mineli! Pam, pam. Bună, bună ziua, bună seara, bună, bună, bună de bună, toate Mie îmi vine să zic oricum Bună dimineața în continuă De la radio mie îmi că tot trebuie să zic bună dimineața Ce faci? Cum ești? Bine, uite, mă bucur că am venit aici și chiar am avut o discuție lungă înainte. Ne-am intrat un pic așa în vibe de podcast. Exact. Ești o apariție destul de prețioasă. Nu prea apare așa peste tot, așa mm -hmm. că m-am bucurat foarte mult când da, ai, ai răspuns afirmativ invitației. Adevărat, mele. da. Am grijă așa unde apar și îmi aleg cumva aparițiile. Să știi că mi se pare că e un privilegiu să... Ajungi în punctul în care să poți să zici, băi, uite, cred că o să mă simt bine aici, aș vrea să da, merg. Da, da. Aici nu are sens, că decât să mergi. Da, cred că cumva contează cum vrei tu să-ți construiești, construiești proiectul și te gândești dacă ai nevoie să apari peste tot, nu știu, dacă ți depinde foarte mult de proiectul tău. Având în vedere că eu am proiectul în engleză. E, sunt multe chestii la mijloc Stai Da, că abia aștept să Abia aștept să povestim uh, vre, uh, Vreau să te întreb uh, Am citit că te -ai, ai început să cânti la 11 ani Da uh, Și vreau să te întreb dacă ți amintești ce pisai cânta prima oară. A, uite, să mă că fix asta Deci acum când <laughs> începeai să spui Deci fii antenă, eu am început Bine, de cântat cântam cum, Na, Fiind pasionată de muzică Mai toată lumea când e pasionată de muzică Începe de foarte mic exact. Aia facem de dimineață până seara Și pe la 11 ani Am început eu cu verișoara mea Din Sloboziac Acolo m-am mm -hmm. născut să ne facem o trupă, așa, să ne gândim la o trupă și ce trupe erau atunci pe val? No! Mi-e și frică! Păi erai tu cu Candy, mai așa, era Andrei, Andrei. și ți seama că erau trupele de referință de la noi, pentru toate fetele care își făceau o trupă. Și ce făceam noi, aveam un, un casetofon negru în dotare, îl luam cu noi afară, în fața simigeriei și acolo făceam spectacol pentru toate blocurile care erau ce în fața tare. noastră, da. Și ce piese puteam să cântăm din România, cântam de ale noastre, Candy, Andrei și ce trupe mai erau. Și de afară mai puțin, că na, în România ajungeau piesele din afară un pic mai greu să zicem. Mm. Chiar dacă erau Cristina Aguilera, ce puteai să mai cânți? Britney Spears? Nu știu că eu am început să. Destiny's Child? Prima piesă pe care am cântat-o eu pe scenă când aveam șapte ani. Mă uit așa, să știți, mă uit, îmi fuge privirea în dreapta că este popul și el acolo la putane și îmi fură ok <laughs> <laughs> A, Așa. A, vrei să... Oh, are și vocea asta Bună. super sexy bun. Așa Prima piesă pe care am cântat-o eu Așa aveam șase ani și jumătate și a fost It Must Have Been Love, a formației Roxette. Oh my God, tu mai aduci deci, Prima piesă da, cântată? Nu, că eu a, nu a fost aminte. iconic, am cântat-o după aia mult timp. A, dar la gen ai cântat-o pe o scenă mare, da, ceva? la a. tip top, mini top. Eu am fost singurul copil care a cântat în altă limbă decât în română. Erau toți copiii cu pampoane, cu nu știu și... Tare. Maica mea mă îmbrăca un pic diferit față a, de nice. cum erau copiii. Știu, eu nu mai mi-aduc aminte care a fost prima piesă cântată, dar... Dar nu mi se pare știu. foarte tare că am descoperit uh, chestia asta cu mai multe invitate de ale mele uh, în acest podcast, care mi-au mărturisit, habar n-am avut, jur, că mă și m-am trezit, zic, oh, zic, bravo, da, da. avut, mă bucur sincer. Da, dar bine, mă tu știi bucur că... Mă bucur sincer. Na, când eram, acum nu o să sune că ești o bătrână sau ceva. Nu, dacă dar de... <laughs> atunci se asculta foarte mult Kendi, adică tu știai asta, știa că, nu asta, erau, că nu trupa Kendi a fost... O emblemă pentru muzica românească și toate trupele Mulțumim. de fete care erau, pentru toate fetele care voiau să se lanseze. Ce tare, mi se da. pare foarte tare. După. Asta a fost prima trupă pe care ai avut-o sau ai avut după aceea o trupă de sine stătătoare în Slobozia? Uh, nu, asta a fost trupa cu care am început acolo. Chiar să știi că ne scriam piese, stăteam și mă gândeam că cochetatul cu scrisul pieselor l-am avut de pe la 11 ani. Uh, scriam liniile, textele, uh -huh. noi două împreună și aveam și un producător pe care îl chema Jean, Jean din Slobozia. <laughs> Ce tare. Da, Și ușor, ușor am început să mă rup de proiect, să încerc să merg prin festivaluri. Uh -huh dar n-am mers la prea multe pentru că mi se părea că era așa cu e... era. Mi se părea așa că o sectă totuși și toate lumea se cunoșteau toți cu fiecare cu fiecare așa era. aveau un stil de cântat care mie nu -mi plăcea plăcea deloc, mi se părea că așa era. cumva ți se implementează cântatul nu de mine da? <laughs> și am câștigat la amara locul întâi și am zis gata. Asta a fost. Am luat și locul întâi la festivaluri, nu mai vreau festivaluri. Doamne, nici mie nu mi a plăcut asta cu festivalurile loc n-am simțit o. Că nu eram se părea că era un anumit public acolo mm -hmm. În care eu nu mă regăseam deloc Și am zis, bă, nu e mult pentru mine asta Adică nu o să stau mult prin festivaluri Vreau să iau și eu pulsul așa Să nu zic că n-am mers Și să văd care-i treaba Și poate ajung să-mi fac un proiect în altă parte mm -hmm. Și am ajuns în București și ai ajuns în București și te-ai întâlnit cu Marius. M-am întâlnit cu Marius, da, care ce întâlnire? <laughs> m-am uitat la uh, podcastul uh, lui Speak, în um, care ai fost invitată și povestea acolo de de Marius, m-am regăsit. M-am regăsit într oare care da. Da, da, uh, de regăsit, <laughs> da. Pentru da, da, gen, da. Pentru, da, da, Ua, da. Hei, mă uitam la tine și zic: "Aha, da, 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 da deci, deci nu numai a uh, deci așa erai." Eu l-am cunoscut pe Marius în primele lui zile în București, când a venit pentru prima dată mm -hmm. în București și am avut uh, contact cumva uh, cu el și înainte să devină cunoscut, să facă lucruri, știi? Și a fost, uh, era mult mai relaxat atunci, era mult mai ok, dar cumva... Uh, Marius se numără printre producătorii care au reușit să mă scoată din toți pepenii între timp da. am devenit foarte bun prieteni și suntem ok, da. dar atunci și m-am regăsit uitându-mă la tine zic, -o da, zic, da, sigur da, da. a fost la Gânduște fel. că noi eram proiectul lui cumva, adică el se ocupa de absolut tot ce însemna proiectul Asabi și el era omul care avea ultimul cuvânt, adică Moga era... Păi cum, era zeu! Da, exact, era, da, era. Uh, și el a fost omul care m-a păstrat în proiectul respectiv, pentru că proiectul era deja... Uh, închegat! Alcături, între închegat, uh -huh. da, și erau deja fetele găsite și i-a plăcut și de mine și a zis că reformulăm cumva proiectul și rămâneți în formula de 4. Re reconfigurarea traseului. Exact, exact. Și uh, eu când v-am văzut că ați apărut uh, pe piața române muzicală românească, mă mm -hmm. uitam și am zis Doamne, zic, a fost greu cu trei fete, dar, dar apoi cu patru, zic, mi, mi se părea Vai, ceva, doamne. Da. Eu, Bă, n-a fost ușor. Păi sunt convinsă. Nu a fost ușor, dar cred că ne doream toate să facem ceva în muzică și gândește că era primul meu contact cu Piața muzicală serioasă, uh -huh. venind prima oară în București, dintr-un oraș mic ca și slobozia, și atunci nu mai conta nimic. Chiar dacă relația noastră a fost foarte frumoasă, gândește că am stat noi toate patru într-un apartament Doamne, până când, am încercat și noi am, varianta asta Până când, când ne-am mai și cerdat un pic, îți dai seama Și na, când a început să funcționeze, cât de cât proiectul s-a stricat da. Da. Păi e normal, dar vreau să te întreb ce lucruri, ce amintiri frumoase păstrezi din perioada aia? Că eu le-am păstrat doar pe cele frumoase, e clar. Adică pot să mi-asum ce zic acum. Mi-am păstrat doar doar amintirile frumoase din Pai, perioada <laughs> a Candy. Cred că așa e oricum, cel mai sănătos. Să păstrezi, să rămâi cumva cu ce a fost mai frumos din toate experiențele. Uh, mă, nu știu. Faptul că eram super unite. Adică a fost o prietenie foarte frumoasă. Și gândește că eu aveam, când eram acasă că mi era foarte strict așa, nu prea aveam voie. Adică aveam și acasă, grupul meu de patru prietene, cu care ieșeam, dar n-aveam voie mai târziu de ora 10. Mai spuneam mai spuneam eu că mai cânt într-un club și așa mai reușeam cumva să mai ciupesc un îș, dar nu exista și a fost prima oară când cumva mi-a arătat mi arătat amândoi că au încredere în mine și m-au lăsat să vin în București. Adică a fost ceva la 16 ani. Da, și eram dute vin o slobozia București pentru că n-am mai aveam și școala. Și a fost. Cred că a fost proiectul perfect pentru vârsta aia. Să mă dezvolt așa ușor, ușor. Și acum urmează întrebarea pe care o primesc și eu de foarte mult timp. Și se insistă pe acest subiect. Ai, și iau, răspunsul meu este. este în, în continuare a, iau, iau, a -a, același. Zi, zi. Uh, o să faceți vreo reuniune de clasa a formației? <laughs> nu. Nu. Bravo. Sunt de acord cu tine. Nu. Mie mi se și a pare... fost, a fost, a fost pentru perioada aia, a fost frumos atunci, nu aș mai face. Mie mi se pare că lucrurile astea care se întâmplă la un moment dat în viața noastră, și apoi tu uh, evoluezi și muncești da, da, să faci da, da, tot felul da, da. de alte lucruri care să-ți aducă satisfacție mm -hmm. și împlinire, uh, cred că trebuie să rămână cumva așa în forma aceea. Da. A, că nu știu, e ceva petrecere cu prietenii și ai chef să cânți o piesă de pe vremea, mm -hmm, e cu mm -hmm. totul altceva. Să ne înțelegem, nu cred că e vreun artist care să sună, a, n-aș cânta piesa aia niciodată. Ba, mie mi se pare că e, să știi că mie nu-mi place să mă uit la mine în perioadă. adică nu. Nu, <laughs> nu, nu, nu <laughs> pot să zic că e mai, mai. Nu pot să zic că mai uh, fericită să stau să mă uit, adică gândește că multe lume de la studio de acum a rămas foarte uimită când nu știu li se spunea că uite minele a fost într-un proiect acum nu știu câți ani și uite cum arăta și se uitau la clipuri din perioada și, te... și băi eu nu pot să cred că asta ești tu dar să știi că și mie mi-a fost dar... nu greu cât uh... băi eram alt om, adică și eu știu că eram alt om adică n-am nicio treabă cu omul ăla de atunci nici o treabă tocmai de aia cred că nu-mi face plăcere să mă uit pentru că știu că eram Eram un om care n-avea niciun cuvânt de spus și cred că asta mă enervează cel mai mult. Păi și cum... Adică așa, overall, așa, uh -huh. făcând o, o concluzie a perioadei respective. Și care a fost momentul în care ți-ai găsit curajul să, să spui Să, vor, să spui, lucrurile. După e clar. După? După. Când m-am decis să-mi fac proiectul singură și să văd așa pe ce direcție să o iau, că eram foarte confuză. Adică Gânde gândește-te. Tu știi foarte bine, probabil că dintr-o trupă de 3-4 fete, unde atenția e distribuită mm -hmm. și poate una iese mai mult în evidență, una mai puțin și așa, părerea mea e că eu eram invizibilă în proiectul ăla, dar <lătrui> trecem peste. <lătrui> <lătrui> și atunci îți dai seama că când am ieșit din proiectul ăla, eram așa, bă, ce să fac? Oare eu am un loc în această industrie muzicală? Oare o să fiu în stare să-mi croiesc un drum? Oare erau multe întrebări și atunci am început așa ușor, ușor să mă gândesc ce muzică vreau să cânt, dacă vreau să cânt în engleză sau în română, dacă, 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 dacă și am luat-o ușor așa cu baby steps și... Um, primul tău uh, single uh, pe care l-ai lansat uh, a rupt uh, mai mult în afară decât în România? Uh, despre care vorbim? Despre Empty Spaces. Da, Empty Spaces. Bine, am mai lansat înainte. Ai uh, aș mai avut proiect... colaborări. Uh, De, exact, da, uh -huh. exact. Și am mai încercat un proiect cu Alex Burcea, mm -hmm. ex-Mandinga. Mama, da. Și cu Ristea, Flori, Flo, Mir, Mir, uh, Mihai, Mihai. Mihai, de Mihai la Ristea. Golan. Exact, mm -hmm. cu Golanii. Mojo, da, na, nu eram pe aceea și... Gândire și atunci ne-am mers separat. Am mai încercat proiecte, proiectele, m-am axat foarte mult pe scris după Wasabi, pentru că am vrut să-mi descoper și să-mi dezvolt cumva și partea asta de songwriter. Și uh, abia în nu mai știu în ce an a fost Empty Space, 2017 sau 2018, nu mai știu, Dar da, a fost o piesă care a prins mult afară, am semnat-o cu Ultra. Mm -hmm. Dar te așteptai? Și nu, nu. Eram la, uh, piesa a fost făcută la Snagov, într-o sesiune la Snagov, cu echipa, abia începusem să lucrez cu Global Records mm -hmm. Și uh, au avut încredere în mine să mă ia în sesiunea respectivă, am făcut piesa, Lucian deja gata, piesa asta se lansează, I-am făcut clip, imediat eram însărcinată parcă în perioada aia, cu Sara și a și prins piesa, afară cei drept nu în România. Mi se pare foarte tare, mi se pare că toate lucrurile, adică clar în viață nimic nu se întâmplă așa, la voia întâmplării mm -hmm, <laughs> da. și că totul e. vine atunci când ești și pregătit să primești. Exact, da, contează mult și asta. ceea ce vine. Poate așa s-au construit lucrurile și s-au legat lucrurile ca mm -hmm. în momentul în care tu o să fii super pregătită să mergi pe drumul ăsta în direcția în care oricum ieși deja de, de ceva da, ani, da. Uh, atunci să se lege așa, firesc și normal. Uh, dar voiam să te întreb care a fost, uh, dacă poți să ne zici, care a fost reacția fostelor tale colegi <laughs> când... Nu știu. Nu? nu. Nici voi n-ați mai păstrat legătura? Hă, cu Vero mai vorbesc din când în când, aia e la Londra acum. Cu Mona știi când că n-am mai vorbit de doi ani, cred, vorbeam și cu ea după proiect, am vorbit mm -hmm. mult timp și ne tot vedeam și așa, uh, cu Lora comunicăm, dar greu, adică nu și nu din cauză că am rămas vreuna dintre noi cu ranghiune no, sau ci... uh, la început îți dai seama, când era fresh treaba nu pot să zic că era, am mai rămas eu cu Mona și cu Vero, Laura a mers pe drumul ei, noi pe drumul nostru, în fine, au fost niște tensiuni, dar fi culmea după atâția ani sau prostesc, după părerea mea, să mai ținem ranchiună după atâția ani. Nu, dar cred -are că... are niciun sens. Uh, lucrurile se cer încă... Uh, și eu sunt întrebată dacă mai țin legătura cu fostele colegi. Dar... Păi stai puțin că avem fiecare viața ei. Exact, că... asta Când e. Despre -ai asta timp e vorba. Despre asta e vorba. Nu că e ranchiună, nu că... Nu, nu are ce... nicio legătură. Exact. Um... Să revenim la piesa care m-a obsedat și pe mine și pe copiii mei, și pe care am ascultat-o până știam și toate respirațiile de pe ea și răspundeam și la telefon cu Ola Mariola. A fost o perioadă în care, după ce ai lansat-o, Doamne, pe cuvânt, deci, Păpu, a.k.a. Vlad, Echei, soțul meu, poate să confirme faptul că se auzea foarte des piesa asta da. la noi în mașină. Bă, și acum o ascult. Eu ascult. Bine, da. Da. Mult. da. Eu am în continuare în playlist de drum ca da, să ne știu înțelegem. Da, că toată lumea zice, bă, în perioada aia, toată lumea și chiar și băieții erau Mariola. Adică păi, da. asta e culmea, că toată lumea era Mariola în perioada aia. Pentru că auzeai, o auzeai atât de des încât da. îți intra în reflex în momentul în care răspundeai la telefon să răspunzi așa, deși da. probabil că poate au fost și oameni care, nu știu, nu erau super ai ai piesei da, sau da, 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 ai tăi. Da, da, da. Și pur și simplu era ok. Da, da, da. <laughs> uh, da. Dar de unde a apărut uh, piesa? Uh... Uh, Mariola a apărut... Uh, eram, aveam un zbor a doua zi de dimineață. Eram undeva pe la Victoriei. Uh -huh. Și eram aproape de studio. Uh, studio fiind pe Puțul Zanfir, în fine. Uh, și aveam chef să fac o sesiune. Era destul de târziu. Uh, și am pus mâna pe telefon, l-am sunat pe Quick, care știam că e posibil să fie la studio la ora aia, era 11 sau 12 noapte, ceva de genul. Uh, și uh, i-am zis, Quick, ești pe la studio că vreau să lucrăm la ceva, dacă ai chef, dacă ai vibe. Și mi-a zis, da, hai. Și m-am dus la studio. Țin minte că nu, nu știu că mai era cineva pe la studio, eram doar noi. Uh, mă rog, am vaibuit, am început el să lucreze la ceva, să pună mă rog, eu știu toată structura piesei am toate elementele în cap acum și știu cam ce m-a inspirat să încep mm -hmm. să scriu am stăteam să mă gândesc așa, oare ce-ar fi să scriu o piesă cumva și să înceapă cu ceva ce ar putea să folosească toată lumea oricine, da. mm -hmm. ce tare și eram, mă rog cumva eram și cu spaniolă și cu engleză, mai căutam idei și în spaniolă și am găsit uh, ola yo me llamo, mă uitam la uh -huh. de-astea, de formule de de salut. de salut, exact, în spaniol ola yo me llamo și eu eram ola, cu ce poți să rimeze ola, ola yo me llamo mariola <laughs> și eram, băi am spus asta de atâtea ori eu m-am gândit că eu am inventat un nume atunci Mariola, dar, dar isi, de fapt există? eu am inventat Mariola <laughs> Să vezi că eu am inventat un nume Și când caut, îți dai seama că mă gândeam eu Poate, am a genius <laughs> Dar de fapt nu Mariola există și nu în țări din astea latine Sau mm -hmm. focoase, sau așa cum aș fi gândit eu uh, Cred că în Suedia Sau Finlanda, ah, sau așa ceva <laughs> da? Și la Bă, am n-am inventat nimic Dar Hai să vedem, să continuăm ideea că sună bine. Și am continuat ideea cu Quick, am scris-o, era mult mai la un piesa, adică n-avea nicio legătură cu producția mm -hmm. pe care o are acum așa foarte strong. S-a băgat și Cotoi, Alex Cotoi în ea și i-a pus niște cohone ca să rămânem <laughs> în spirit. spiritul. Exact. Și așa am scos piesa, dar știu că de la început piesa a avut, toată lumea era, bă, cum sună piesa, bă, cum sună piesa, piesa asta are ceva, are ceva. Păi și a avut da. cu vârf și îndesat Pentru că da, da. Unul la mână ne-a și plăcut Doi, nici nu mai puteai să mai scapi de ea Adică dacă da, te prindea da. Mă bucur era că a ajuns gata. la multă lume Că știi că sunt piese și piese Care poate n-au șansa Să ajungă la mulți oameni Ca să-ți dai seama dacă piesa e foarte bună sau mm -hmm. nu Știi că multă lume spune Bă, a ajuns pentru că e mare hit și nu știu ce Nu știu ce să zic Dacă e chiar așa mereu da, cred că la fel cum mi s-a întâmplat și mie, deși eu te știam în trupă, uh -huh. adică aveam imaginea ta, după aceea când te-am văzut în proiectul tău, solo pe cuvântul meu că nu am făcut legătura, e, bine, oricum scram, nu fac legături în general. Trebuie. Și eram zic mai și... te zic că o știu de undeva, dar nu știam de unde de... să se... Mariola, ce mă, Mariola a fost în 2019. 19, mm -hmm. Proiectul era în 2008. Deci eu a... Era totuși o distanță <gătări> <destul> de mare. de <gătări> mare. La fel, da. același. Uh, um, aceeași surpriză extrem de plăcută am avut-o în momentul în care am văzut uh, cât de multe piese ai scris pentru foarte mulți dintre da. colegii mei. Păi asta am de făcut de în toată de, eu de ce n-am ajuns la tine? Nu, <laughs> nu știu. Nu știu. Nu știu, nu știu că, doar că mi se pare foarte tare și voiam să te întreb uh, când scrii o piesă care îți place foarte mult. Uh -huh. Și dai o scrii pentru cineva? Uh -huh. Termin de scris și îți place în, într-atât de mult încât nu vrei să o mai dai. Ți s-a întâmplat? Nu. Nu? Dacă o scriu pentru cineva e pentru acel cineva. P n -ai avut, și n-ai avut niciodată niciun regret la nicio mm. piesă pe care ai dat-o și ai zis, hmm, poate nu. trebuia să o păstrezi pentru mine. Nu, uite, de exemplu, o piesă care îmi place, încă îmi place foarte mult e Touch Me pe care și mie e cel mai mult. a cântat-o Antonia. Antonia. Dar mi se pare că piesa i s-a potrivit mânușă. Adică... Așa mi se pare cumva, dacă îți asum că ești songwriter, tu vrei să ai piese foarte bune și plasate, nu numai mm -hmm. pentru tine. Și nu trebuie să fii subiectiv. Exact. Și mm -hmm. eu, uite piesa AP. La piesa AP toată lumea mă întreabă: dar ce frare a de putea... Bă, deci oamenii așa vorbesc cu mine. Deci, ce a fost că n-ai păstrat-o pentru bă, dar stai un pic că piesa aia, cum a cântat-o Alexandra, Ina, mm -hmm. mi se pare că i s-a potrivit mânușa și mi se pare că trebuie să ai și flerul ăsta când ești. Să simți. Exact. Eu... La modul. Păi, trebuie să-ți asumi, ești songwriter. Eu vreau să am piese bune scrise nu numai pentru mine, cât mm -hmm. și pentru alții. Aș vrea să mă duc și afară să scriu și pentru artiști și mai mari, și mai mari. Dar, na, suntem din România, așa că e un drum un pic mai greu. Mai greu și mai anevoios. Dar, na, da. Dar nu e imposibil că, uite, din ce în ce da, mai mulți da. Uh, au. Da, uh, piese multe scrise pentru mulți artiști de care sunt foarte mândră și sunt mândră că au ieșit în. în, în cum se zice? În conjunctura aia sau de mm -hmm. cântate de artiștii respectivi. mi se pare foarte tare și te felicit pentru toată inspirația pe care o ai. Uh, mi se pare mai ales după ce uh, devii uh, mamă și programul tău este Uhum. Deci, da, să da, da, ne se... înțelegem se schimbă. Dublează, triplează. Exact. Așa mi se pare foarte greu. Eu, de exemplu, nu mi-am mai găsit inspirația, nu, nu mi-am mai găsit uh, timpul să, pe care să mi-l acord uhum. ca să stau să scriu. Și atunci am renunțat, da, dar e de, e... cum reușești? E un pic complicat să știi că uite și eu mai zic, hai că mi-au câteva ore aici acasă și mai stau să mă mai gândesc la idei să nu acasă, n-am nicio nu? Acasă mi se pare că și cu sportul dacă zici că vrei să faci sport acasă <lip> mi se pare că nu o să faci, nu știu poate doar dacă ești foarte determinat mi se pare că acasă, nu știu, găsesc întotdeauna să mai fac ceva, ceva prin casă, ceva cu copii, ceva cu ceva cu ceva, cu ceva. Și atunci, refugiu meu e clar când când merg la studio. Sau cum mai au sesiuni și sunt total departe de mm -hmm. copii, și știu că doar aia fac. La modul, nu mă mai gândesc la copii. copii mm -hmm. Nu că nu mai există momentul acela, că n-am cum. Când sună telefonul, <laughs> mama, vezi că nu știu ce și nu știu ce. Telefoane, vezi. Mai că mi-a cu ei când sunt eu plecată mm -hmm. sau așa. Dar. Sunt momente când sunt acasă copii, sunt acasă copii, când am plecat să fac muzică, mă concentrez foarte mult pe treaba aia. Și cred că de asta și reușești să te focusezi atât de bine, da. pentru că reușești să delimitezi foarte bine uh, da, prioritățile. Da, deci acum da. sunt acasă, stau, fac doar asta? Exact. Da. Și când sunt în sesiuni, sunt în sesiune de scris. Am nevoie de spațiu, lăsați-mă în pace. <laughs> Copiii tăi, câți ne aveau în momentul în care Mariola a ajuns să fie super cunoscută și tu uh, ai început să ai din ce în ce mai multe Seara evenimente? Sara avea 10 ani, cam 10 ani, da. Și Filip era mic. Filip nu avea nicio treabă. nu Filip are șase ani jumate acum. No, deci... mult înainte. <laughs> Mersi. Deci, nu, el nu conștientiza nimic. Sara mai... Cred că conștientiza, dar nu enorm, uh -huh. ce impact avea Mariola. Dar cum au simțit ei perioada în care, nu știu, poate tu erai mai ocupată decât de obicei. Când uh... încerc tot acest proiect Bedez Mama, a pornit de la ideea mea de a le arăta uh -huh. femeilor, dar nu numai femeilor, și bărbaților, că există și viață mm. după, după. Da, copii, da, da, da. căsătorie da. și așa mai departe. Da. Cel mai important este să ne păstrăm pe noi ca și indivizi și să, ne, să evoluăm din ce în ce mai mult, în așa fel încât să reușim să fim cele mai bune modele pentru copiii noștri. Da, da că până la urmă chiar e important să fii un model pentru copil, să le arăți că faci ceva, că... Ești pasionat de ceva. Și că-ți place. Ceea exact. Ce faci. Pentru că altfel ei, nu știu cumva, se te privească ca un model până într-un punct. că de la 14 ani, 15 ani, eu o să zic că. Da, mama, nu-mi place cum te îmbraci. Da, mama, nu. Eh. De, dacă plec de acasă. Când pleci? Și cât stai? Ca să știe. Sara, de exemplu. Filip nu e. Filip e foarte momos și atunci așteaptă de fiecare dată să vin mai repede. Mi se pare foarte, da. foarte cunoscut acest scenariu. Da. La fel este și la noi. <laughs> da, da, da? da, da, da. Avem, Fata noastră nu e încă adolescentă. Ba da, e adolescentă, care păi face da, 12, ani, 12 ani, deci da. e ok. A, așa, dar suntem la început, practic. E, am început cu, în forță. Succes! <laughs> mulțumesc, <laughs> da, da, mulțumesc! Da, mulțumesc. Da, voiam să te întreb care ar fi, care ar fi sfatul tău pentru copiii tăi în cazul în care și-ar dori să, să meargă, adică să fie în același domeniu în care ești tu? Mm, pentru că sunt cred că nu mai... Nu? Nu. Mi se pare că ar fi trebuit să-mi arate de mai mult timp deja că ar fi pasionată de muzică. Ok. Mi se pare că trebuie, ca să fii foarte bun, trebuie să încep de mic, cumva. Filip să știi că mi-arată cumva că el îmi spune de acum că el o să fie, o să fie DJ și îl văd că e foarte pasionat de muzică, de gaming, de astăzi de dimineață, nu vrei să știi ce muzică îmi pune dimineața ce în mașină la ora șapte jumate în mașină Doamne, știu niște băieți care fac uh, foarte urât adică mă rog, sunt niște piese din jocuri Exact, nu Bă, oh. și care și sună într-un fel, foarte cringe -a și a, foarte horror leu. Leu. și zic Filip, <laughs> dar tu nu auzi cum sună piesa asta și acum s-a obișnuit că i-am spus de atâtea ori și mai ascultăm muzică și îmi spune mama, dar uite că piesa asta nu e bărăită, că așa, nu așa. e mixată bine. Știți? copii care fac muzica de gaming și atunci îți dai seama cum sună. Dar el îmi arată de acum că e pasionat. Cumva și dacă cântă ceva atinge toate notele. Adică se vede cumva că e e cu muzica, dar nu știu niciodată dacă o să pornească pe drumul ăsta. Cred că mi-ar plăcea să fie DJ, când o să fie o mai bătrână, să merg pe să, continui așa uh, parcursul. Să fiu MC cu DJ Mâț, că așa e. DJ Mâț? DJ Mâț. <laughs> da, Mor. dar Sara e tot artistă, dar nu, nu în muzică. Îi place muzica foarte mult, dar nu. Am înțeles repet, mi se pare foarte zici că suntem la Indigo aici doar că vârstele diferă se poate să fie niște etape prin care trecem cu toții dar da, înțeleg pe mine m-a surprins Mica de exemplu când mi-a zis știam că e foarte talentat și că aude foarte bine mult mai bine decât mine și mult mai talentat decât eram eu la vârsta lui dar uh, nu și-a manifestat niciodată dorința asta, e super emotiv, e super sensibil, e, să, se ducă el să fie, uh, sunt total diametral opuși. Uh -huh. Antonia este super expansivă și cu o personalitate în asta care dărâmă, mută munții în loc și el este super timid așa și și la un moment dat l-am luat de la școală și i-am zis, na tu ce vrei să faci? Mm -hmm. S-a uitat la mine și mi-a zis, oh, eu vreau să fiu a very famous artist uh, și am zis, da, zic, și unde vrei să cânti? A, ah, păi nu, pe scenele alea foarte mari. Un răspuns la care nu m-am așteptat, la fel da, ca da, și, uh, da, da, da. deci, dacă da. vor fi unul DJ și dai. un artist, da da, noi, da, 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 noi suntem acolo cu ei. Da, o să-i susțină, îți dai seama, chiar dacă nu știu dacă mi-ar plăcea să fac neapărat muzică. Adică ți se pare greu? Da, cred că e destul de greu. Uneori, muzica mi se pare așa o loterie. Cumva, orice scoți, nu știi sigur dacă o să prindă. Doar dacă am fi, nu știu, afară, să știm că se bagă niște bugete, să fii sigur că gata, a pus unul major mâna mm -hmm. pe tine, știi că se bagă bugetul ăla. E clar că muzica ta o să fie spreduită, o să ajungă acolo, acolo, acolo. Deci e clar că șansele cresc. Deci e clar că, 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 că. Dar. Și e na, clar suntem... că. Mă veniturile din drepturi nu o să dureze patru da. exact. ani. Exact. Da. <laughs> și după aia, contează ei, și da. asta. Normal. Vezi, contează foarte mult și banii, că pentru banii cumva te ajută să-ți duci proiectul într-un punct mai sus și mai sus și mai sus. Ar fi culmea să negăm. Uh, având în vedere că ai avut foarte, ai avut multe cântări în afară, mm -hmm. ai avut mai multe cântări în afară decât da. în țară? Da. da. În ultimii ani, da. Cele mai multe cântări le-am avut în afară. Și cum uh, ai fost primit acolo? Foarte bine. Foarte bine și foarte... un sentiment foarte plăcut, îți dai seama. Adică am avut în ultimii trei ani... Uh, nu știu câte concerte. Multe concerte, cele mai multe afară. Mm -hmm. uh, și sunt momente când văd public din diferite țări că cântă piesele cap-coadă. De exemplu, Ram Pam Pam, ca și fost o piesă extraordinar de mare peste tot, am rămas uimită la un moment dat în Lituania, la un festival, Carcle, se numea festivalul, să aud piesa că nu-i cânta doar refrenul, cum se uh -huh. întâmplă de fiecare dată, începuse să cânte de la strofă și a fost pentru mine un moment foarte măgulitor, așa, nu mă așteptam. Și cumva eram eu, cântam și în fața oamenilor și parcă mă dedublasem așa mm -hmm. și mă uitam la tot ce se întâmpla și m-a buvnit un pic plânsul, dar am zis nu, stai să nu plâng, să nu mă fac pe aici de uh, rușine și uh, băieții n-au știut ce s-a întâmplat, dacă au crezut că am uitat versurile sau ceva de genul. Mm. Și le-am zis și m-au certat după că bă, dar de ce, cum adică, de ce ți-ai de ce ți-ai oprit sentimentul ăsta? Că până la urmă e ceva mare ce se întâmplă cu proiectul tău, normal. adică n de ce. Dar vezi, asta e o chestie din asta, să nu te arăți vulnerabil. Asta e chestii de când eram de de -mult. mici, da, exact. Da, e, e un sentiment extraordinar. Dar de ce adică... Cânti atât de, de puțin în țară? <laughs> Și că am sunt subiect da, mai sensibil, exact. dar uh, uh, mie mi se pare și cred că și Alexandra și Ina a avut uh -huh. parte de uh, chestia asta la început, la început când da. uh, la noi în țară lumea era mamă și judeca și zicea nu o să meargă, nu o să facă și nu-i da, dădea da, nimeni da, prea da, multe da, șanse da, 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 da. Uh, și cred că a început să fie respectată pentru tot ceea ce înseamnă proiectul lei, da, INA da. și tot ce a făcut destul de... A durat, da. da a, a durat. durat. Adică a și fost văd că curios... și în cazul meu durează la modul că sunt concerte, nu foarte multe și încă mai am și acum, am scos piesa română pic-poc-pac uh -huh. acum ca să fie Eu toată -am am mulțumită. știu că am difuzat-o la radio. Uh, <laughs> o difuzez în fiecare dimineață. Și încă mai primesc mesaje că, wow, nu pot să cred că am descoperit că ești româncă odată cu piesa asta. <laughs> deja de la Mariola era treaba asta cu credeau că sunt din altă țară cumva unii au descoperit că nu sunt de nicăieri sunt din uh -huh. România dar încă e un proces la care e un proces îndelungat cumva asta cu făcut proiectul Mineli mai cunoscut în la mine în țară um, chiar a atins un punct sensibil nu e că n-aș vrea să cânt în România Probabil și din cauza că multe dintre piesele mele sunt în engleză, și atunci. Eu nu văd nicio, adică n-aș vedea nicio problemă mm. în acest sens. Ba din contră. Mie mi se da. pare că. Um, mi se pare destul de trist că sunt unii artiști care devin super cunoscuți mm -hmm. uh, în afară uh, dar pentru a ajunge acolo unde ar trebui să fie în piața muzicală românească, trebuie să mai muncească să mai da, tragă da, și să da, treacă da, peste tot da. hey, da, 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 da. și zic, hei, eu sunt și eu am făcut asta uh, adică această recunoaștere Cred că ar trebui să se întâmple mult mai repede da, Pentru că nu, nu sunteți mulți Care puteți să faceți Adică da. care ați făcut mersul ăsta Un pic așa cu ocol mm -hmm. Dar e un ocol mm -hmm. pe care nu-l prinde prea multă lume Da, adevărat Acum nu știu, o să mai dureze, habar n-am Am scos și o piesă română Dar nu neapărat în ideea să știe lumea Că sunt româncă Am zis că în momentul în care vreau să scot o piesă română Și am o piesă scrisă în care să mă regăsesc total, uh -huh. dacă tot îmi scriu piesele în engleză, ar fi culmea să mi le scrie altcineva în română, în limba mea. <laughs> și atunci am tot încercat idei de piese în română, dar am zis, bă, când o să am o piesă pe care o să o simt eu 100%, că e cum îmi place, cum vreau eu să fie, o scot. Și asta s-a întâmplat cu Pic-Poc-Pac. Am scris-o, mi-a plăcut foarte mult și ideea piesei și ce am încercat să redau acolo, fix o stare de-a mea dintr-o zi anume, și m-am gândit că o să se regăsească oamenii și așa am scos-o. Nu e vorba de niciun, de, că sunt snoabă sau că am o problemă cu țara mea Uf. sau că am mai auzit și de astea. Că de ce nu scoți muzică română? Că... Avem Pentru mulți. că s-a întâmplat <laughs> să am succes cu muzică afară și aș fi, nu știu cum să zic, să nu mai fac muzică în engleză, că ce? Eu, nu, eu te, nu eu te nicio... înțeleg perfect și eu nu, nu Nu înțeleg părerile astea care și comentariile astea care sunt absolut inutile și care uh, practic nu aduc nimic bun da, da, în viața. Da, da, adică dacă da. ar fi niște comentarii, ok, vrei să zici, ai o părere, care, uh -huh. ok, părerea ta și ți-o respect, dar dacă este ceva constructiv din treaba da. asta, ok, atunci. Eu personal, când am, ajuns, când am auzit piesa ta nouă, uh, prima dată la radio, nu am știut că ești tu, mm -hmm. nu mi-am dat seama bine, că ești era tu, obișnuit, pentru că era, nu eram obișnuită, exact. uh, timbrul mi se părea super cunoscut, nu eram în radio când am auzit-o prima dată, mm -hmm. eram în mașină, eram pe drum spre radio, țin minte foarte bine uh, și a fost o pisă care mi-a mi atras atenția, mm -hmm. uh, Deci, să ne înțelegem, la ora 5.45 când merg <laughs> spre radio. Asta a mai. fost piesa care mie mi-a atras atenția și la semafor, m-am oprit, am pus, am dat șazam și m-am uitat de două ori să văd pe bune? Adică da. nu am bine, că eram eu dimineața sunt mai zombie așa, mm -hmm. dar mm -hmm. uh, mi s-a părut un switch din asta, foarte interesant, foarte mm -hmm. cool și foarte curajos. Uh, pentru că în momentul în care un artist și sunt absolut convinsă că. Uh, o să fii de acord cu mine, că sunt mulți artiști care dacă găsesc rețeta succesului mm -hmm. o să meargă pe ea până la capăt fără să se abată, adică atâta timp cât merge rețeta aia da, nu... da, 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 da. Nu cum se fac ne... și artiști de afară, adică nu e ceva nu știu dacă e ceva greșit neapărat nu, cred că e dar o chestie... eu ți-am zis în momentul în care am o piesă care îmi place și am norocul să mi le scriu singură cred că ăsta e cel mai mare da, noroc chiar este? al meu că mi le scriu singură și dacă funcționează sau nu funcționează, mi le asum. Adică n-am niciun stres, n-a funcționat. E posibil la unele să mă enervez un pic, că sunt care îmi plac foarte mult și nu funcționează. Devi subiectivă când ai da. o piesă pe care o scrii da. și îți place? Da, devin. Mm -hmm. Și te atașezi. Apri. Dacă îmi place foarte mult piesa, e greu să înțeleg de ce n-a prins sau de ce nu. Sau... Dacă e o piesă care, la care sunt așa și așa, îmi place, dar e un pic mai matematică și așa, ok, hai, next. Ah, da. Perfect. Deci nu ești până, nu ești nu. așa până la capăt, dar ești leoaică, nu? dacă e vorba să fi, dacă e vorba să bade cineva peste structura piesei, Aha. liniile, hai să schimbăm un pic, e greu. Să accept păreri. Doar dacă îmi dai argumente, mai stau, mă mai gândesc. Dacă e ceva să nu fiu eu 100% sigur, atunci poate. Uh -huh. Dar um, mi le gândesc destul de bine cumva. Mă, am inteleg. Să fie cum mi se potrivesc mie pe voce, să transmit ceva, să am ceva care să rămână la om în cap. Să spună ceva piesa. întotdeauna la mine uh -huh. este să-mi spună ceva piesa. Dacă piesa nu spune nimic și mă lasă rece, mai bine o mai scot. Da. Am înțeles. Care dintre piesele tale cunoscute um, a ieșit cel mai greu? La care s-a muncit cel mai mult? Mm. Uh. Au ieșit toate așa, brusc? Mm, <laughs> și deodată? E, am multe piese nelansate care au ieșit greu, la modul că am stat și am schimba la versuri și la linie și la... Dar din astea lansate, mă, nu știu dacă am stat prea mult, să zic că am petrecut foarte mult timp. Uite, majoritatea Mariola am scris-o foarte repede, mi-a venit hook-ul ăla repede. pam, la fel, eram cu Vicky în studio, s-a dus, mi-a arătat un instrumental la care lucrase... care ne-a obsedat, ca să știți. Lucrase la un instrumental și mi-a zis, bă, hai să-ți pun ideea asta, dacă îți vine ceva pe el, bine, dacă nu schimbăm vibe-ul și începem de la from scratch, gen... Și mi-a pus instrumentalul și am zis, bă, e destul de strong, așa, mi-a dat un vibe mișto de la început. Îmi ziceai că mă duc să fumez o țigară și mă întorc. Și în timp ce a fumat el o țigară, eu deja aveam ideea cu ram-pam-pam. -pam. Uh -huh. Și mă gândeam cu ce să o leg, să aibă o noimă, să aibă un sens. Și mă rog, am găsit metafora asta că m-ai împușcat, gen m mai rănit foarte rău. Am scris refrenul, strofele... Știam De și asta deja. Am repede. A mers repede. are o piesă care nu a prins foarte bine, dar pe stream stă bine. Deci acolo e ceva, nu s-a făcut ce trebuie. Mm -hmm. În fine. Uh, pentru că se vede din, uh, cum merge piesa fără nicio promovare. Și la fel am scris-o repede, aveam deja refrenul. Nostalgia poate... Sunt câteva piese la care nu pot să zic că am stat... Uh, nu, 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 stau neapărat. Dacă văd că stau pe piesă o piesă ore întregi, o dau la o parte. Nu. Da, ah, ok. Nu. Doar dacă am de-astea să-mi placă piesa mult și mai am o parte, de exemplu, la următorul single pe care o să-l scot acum în martie, am avut un pic cu partea aceea de la final, să o fac cum să o fac, ăsta că stai că nu sună, că îmi sună, Vicky, hai să mai schimbăm, hai, nu mă înjura prea tare, dar vreau să mai schimb, vreau să fiu sigură că am tras cu dinții de... Și asta pentru că ești perfecționistă, da, așa, mi-e da. adică e clar că o să faci da. O să le aliniezi pe toate, în așa fel încât să-ți ia ecuația da. pe care ai da. gândit-o tu. Da, 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 inițial. exact. Și să știi că nu cred în asta: că dacă ai lucrat prea mult la o piesă, nu funcționează. că se mai întâmplă sau da, mă las, că prea te concentrezi. Înseamnă că nu e ce trebuie, dar nu e așa. Mă uitam chiar la un interviu cu Dualipa, cred, mm -hmm. și spunea că la piesa asta, Houdini, care îmi place maxim și mie, mie nu-mi place Dualipan, adică nu mă sparge neapărat, dar piesa asta mi-a plăcut foarte mult și mi-a zis că a stat pe piesa asta mult, la modul structura și liniile și a stat până a găsit varianta finală mult. Deci nu e chiar așa că piesa nu e bună dacă, sau dacă o ai de mult timp în sertar, că exact. se întâmplă. Am în piese pe care le-am scris acum 3 ani și vreau să le scot. Ultima mea piesă a stat uh, la cuptor 4 ani, deci e ok. Se poate avea, da, da, aștept poate să se timpul, bată acest record. Poate nu e timpul e exact da, când o faci. Da, cred, că, cred că nu. Nu e o rețetă și da, cred că e o, e o loterie până la urmă uh, da. din punct de vedere mi se pare N-ai cum, nici n-ai cum să le simți pe toate, nici n-ai cum să știi cum se dă publicul, Exact stai că acum exact. ne place, dar poate la următoarea nu o să ne mai placă la fel de mult, da, da, că da, e destul da. de schimbător, mai ales în 2000, în vremurile în care trăim, mi se pare că se sucesc destul de mult. Momentan da, încă da. nu pot să-mi dau seama pe ce pe Da, exact. Mi se pare Acum, că suntem un... așa, hei! Poți să spui că e vreun stil de muzică la modă sau că știi că mai erau trenduri și toată lumea făcea trendul ăla mm -hmm. și după aia se schimba și venea altul și tot așa. Acum nu știu ce trend e. Nu știu mi, e. Mi se pare că toamna trecută de exemplu a fost așa un plâns total. Se poate să fi fost mult mai aproape da, de subiect. te refer la muzica românească? La muzica românească, da. Da, dar să știi că am auzit mult în ultima vreme asta cu... Cu da, de, de ce? De ce, da, de ce fac românii? De ce muzica românească e atât de tristă? De ce crezi? Nu-mi dau seama. Eu, Eu de cred că se și regăsesc cu oamenii. Pentru că altfel... se regăsesc foarte mulți oameni, da, e adevărat. Doar că mm -hmm. anul de, Așa cum vorbesc strict din punct de vedere al omului care lucrează mm -hmm. la radio, mm -hmm. sau mă rog, care a revenit la radio, că, da, în, perioada în, că care, mm -hmm. în perioada în care. lucrat, În perioada în care n-am mai lucrat la radio, nu eram atâta de. Aproape de subiect. A, bine, acum le auzi, auzit tot ce Și se... acum aud tot, și aud și uh, înainte de lansare, multe dintre uh -huh, ele. Da. Uh, și toamna trecută eram. Și mă gândeam, zic, băi, dar toată lumea plânge. Cu depresie! Măi, ce se întâmplă? De depresiv, depresiv, Nu chiar zic Eu așa? că -a, a început să se vorbească foarte mult de depresie și de uh, terapii și de nu știu ce și probabil s-au gândit oamenii să... că ok, trebuie să dăm acolo okay. la corazon. Pentru că în, în timp ce eu mă gândeam la piesele care se lansau în perioada uh -huh. respectivă, uh, mă gândeam că stai așa că eu n-am nicio piesă veselă. Eu eu nu am nicio piesă veselă. Adică n-am niciuna de asta. Zic, mamă, ne super distrăm. Da, nu, da, da. Toate da, da. sunt. Mă rog, poate bă, instrumentalul este mai mm -hmm. power, așa și uh, dă senzația că nu e chiar atât de tristă. Da, da, și da, am zis, da, da. Bine, zic, măcar să lanseze cineva. Niște, mie îmi plac piesele triste. Clar, sunt foarte, sunt mult mai mulți oameni care se regăsesc în piesele triste. Bine, depinde cum le împachetezi. Exact. Că, uite, ori e baladă, sau uite, și era, pam, pam era o piesă tristă. Da, da, mie mi-a plăcut foarte mult. Doamnă, dar fărește. a fost împachetată mai de club. <laughs> și atunci și exact. lumea n-a luat-o ca o baladă. Păi nu, cred Bine, că. Era cu să ca o baladă. Dar, <laughs> în esență, e o piesă tristă. Da, dar nu -ți dă, îți dă vibe de. Ok, s-a întâmplat. Uh -huh move on. Eu așa am perceput Au, da, uite când am început să merg cu piesa Pic-Poc-Pac, mă întrebau oamenii, de ce muzica românească e atât de tristă? Și acum prezintă ne și tu piesa ta Pic-Poc-Pac, despre ce e vorba? Păi ce să crezi, piesa mea e tot o piesă tristă în română. Dar am încercat să îi dau o notă pozitivă cumva, da, la da, final. E o, e o piesă tristă with a twist așa, adică da, nu, da, e, da, 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 da. nu e... Am încercat an... și linia să fie un pic mai într-un fel la un moment dat, adică să nu te bage total într-o depresie totală. Depinde cum o e. Nu, știu da, cum nu am știu. ajuns la acest subiect, să da. ne revenim să ne revenim da. puțin. Vreau să te întreb uh, pentru 2024 te uh, ai uh, setat niște rezoluții la începutul anului, vorbeam cu toată lumea și toată lumea aș seta și făcea planuri, erau tot mamă o să facem și asta și asta și asta uh, până când mi-am dat eu personal seama că mai bine hai să Eu fim nu mi-am făcut niciun plan. Nu? Dar nu. cum mai vrea să te surprindă anul ăsta? Hă nu știu. Uh, nu știu dacă ar am, poate să am de fapt concerte o să am, o să fiu fericită, plecată peste tot. Uite, o să am și un turneu în America, mai ah, explorăm și tare. alt uh, uh, continent, alt public. Sunt foarte curioasă, eu, am mare emoții. Toată echipa e gen, mă, abia aștept, abia aștept. Eu sunt așa un pic uh, nu știu să zic, cred totuși. că e foarte tare. La american, da, știi cum e cu engleza? Încă e... Nu că am o problemă cu engleza, dar totuși e acolo ceva pentru mine uh, să acaparez publicul într-o altă limbă decât a mea. Uh, nu știu cu ce. Să meargă piesele mai departe decât s-au dus până acum. Cred că asta ar fi singura. Și să rămânem noi ok, ca și familie, ca și sănătate. Cred că asta e cel mai important, că altfel după aia nu mai pot să fac nimic. Eu, de exemplu, pentru anul acesta mi-am mi doresc foarte mult să merg mai multe vacanțe pentru că am muncit enorm și muncesc în continuare. Uh, e, nu, nu, că <laughs> mă ocup de program <laughs> foarte discret. Ne-am uitat în dreapta așa, nu știu de ce. Ești da. în inferioritate în această ediție de podcast, dar dacă vrei să intervii, știi că poți să intervii oricând. Uh, Popu a, uh, a apărut în podcastul Bedezmam Mom la cererea publicului da. uh, pentru că noi Iată. facem... Uh, să vedem ce are și el de zis <gri> de acest plan uh, feroce de călătorit da. mai mult. Sincer, nu și apucăm. eu abia aștept, pentru că, pentru că și eu vreau, am muncit foarte mult și aș oh. vrea să plecăm, să ne <gri> plimbăm. Asta e bine. Să mergem asta bine. mai multe vacanțe, da. Asta e bine. Bine, nu. Stai că asta e doar un plan așa, a, a, okay. nebun, pentru okay. că de fapt noi avem foarte că grijă, mult de Nu grijă. Grijă. nu ți face grijă. Da, asta e bine. Lasă că întotdeauna când e mult de muncă, e bine, e ce trebuie. E foarte mă, bine. bine, ai simțit da? a, a, vreodată că nu mai vrei să mai cânti? Da, de multe ori. Da? Da, de multe ori. De multe ori, mai ales până să reușesc să aduc așa proiectul pe o linie de plutire. Uh -huh. um, dar mai am și acum. Mai am și acum când nu se întâmplă lucrurile cum vreau eu. A, și te enervezi și zici da, data, stop? Da. Pentru că mi se pare că în orice punct ajungi, e clar că vrei mai mult și mai mult și mai mult. Și nu mă refer aici la parte financiară sau când zic mai mult și mai mult, vreau mai mult pentru proiect să se dezvolte din ce în ce mai mult și pe mai multe teritorii, să funcționeze din ce în ce mai mult și să existe fituri cu artiști de afară și să văd că se că e un focus mult mai mare pe, mult pe mai primaric. mare pe proiect. Cu cine ai vrea să gândi? Ai Sunt listă? Mulți. pare că ai listă. Sunt mulți. uite, Bruno Mars, da. Bruno Mars să zicem dj de exemplu, că ar fi pe vibe pe care sunt eu acum, nu știu, de la DJ, Regard, Topic, dieta uh -huh. uh, sunt multe nume mari cu care aș colabora și la modul cu care aș vrea să-și lucrez în studio, să văd cam cum, cum lucrează ei. Max Martin, de exemplu, că e... Max Martin. Max Martin câți ani are? 140 de ani? Nu că știu, pare frate, că e dintotdeauna și... 45, cred că ar să aștepta. Cum să aibă 40... 45? Da, mă, Doar da, atât? Da, da, da. Nu știu, pare că pe, și când a început cred să că cam scrie așa. la 3 ani... Nu așa știu, dar omul e, din ăla, da. e un geniu uh, da. uh, din punctul meu de vedere și... Uh, da, sunt mulți cu care aș colabora. Stevie Wonder, da. <laughs> este un drum la care nici nu mă gândesc. Da, da, cred că dar, atâta timp uh, cât... Na. Uh, tu vizualizezi toate lucrurile. Da, astea. da. da. Ușor, poate, ușor, poate, cine poate, știe. Poate se leagă. Da. Um, voiam să te întreb: să revenim puțin la copii, că vreau să te întreb mm -hmm. dacă tu ești o mamă mai strictă sau ești o mamă mai permisivă? <laughs> o să zic că sunt mai permisivă, dar o să se uite sara la podcastul ăsta și o să zic, o, să, parcă o și văd cum o să se întoarcă așa la mine și o să... Gen, poftim ce ai zis, de, nu știu, depinde foarte mult de situație, dar dintre noi doi, eu și al meu soț, eu sunt aia mai strictă, clar. Uh -huh. da Bravo! Sunt de el acord este, cu tine. El este așa mai... Uh... Da, hai, lasă, nu-i mai certa, hai! eu sunt, eu știu că întotdeauna spun că eu sunt dracu sau eu sunt polițistul sau eu sunt <laughs> da. Filip, tu te și faia. Sara, ai făcut aia, Sara, ți-ai făcut temele, Sara, tu te spală de pe dinți, Sara, de ce nu așa, Sara, de ce... Da, eu sunt. Uh, și uh, se, se, răzvră, se răzvrătesc copiii? Da, de foarte multe ori. Da? De exemplu, Filip, dacă petrece mai mult de jumătate de oră pe Nintendo sau pe alt device sau pe televizor, uh -huh. Se transformă. Se transformă. <laughs> și atunci știm că nu trebuie să treacă jumătate de oră petrecută în acest mod pentru că după aia începe să facă ca toate alea. Adică te uiți la el și te gândești de unde ies atâtea sunete și, <laughs> și această se pare, filmul transformare. Asta, foarte, deci filmul se pare foarte cunoscut. Am Eu... impresia că... Sper. da. la, la Indigo, mi se pare da. nici nu... Și Sara se mai răzvrătește dacă, nu știu, nu vreau să-i cumpăr ceva ce au și alți copii de la școală, că mi se pare iurea, de exemplu, era un brand românesc, nu o să-i spun, n-am voie să spun numele. Nu poți să faci ce vrei. Fă da, lasă, simți. lasă, nu zic numele. Era un brand, un, brand un brand, românesc. pe care îl purtau toți, toți copiii. Copii cu negru, brand... așa și cu buzunare și cu asta. Nu, 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 nu. No, nu ala, celălalt. Nu. nu, nu, nu. Și mă rog, cu scrisul aici, așa, cred că A, copiază gata. ceva Stiu. De afară, Gata. Sau așa? Ce și cu niște glugi, cu mm -hmm. strasuri sau așa ceva. Știu. Gad, și numai denumirea brandului mi se părea greșită. Da. Și am zis și eu nu-ți cumpăr așa ceva, never, ever. Poți să zici ce vrei, poți să îmi faci ce vrei, nu mă interesează <laughs> dacă vrei. Și după aia. Vreau să i zic, strângeți bani și scumper, dar și dacă strângi bani, nu o să te las să-ți cumperi brandul ăla. Am avut această da. discuție și eu. E foarte, da. foarte ciudată. Și, da, da. Și am zis, nu te las să-ți cumperi, și după ceva timp și-a dat seama. Și mi-a zis mama, ce bine că nu mi-am cumpărat. Foarte tare. Da. Uh, cum, uh, cum sunt colegii colegilor? Uh vis-a-vis -vis de faptul că mama lor este o persoană cunoscută. Sau... Și că sara nu prea îmi spune așa? Mai zice că mai sunt comentarii diverse, dar niciodată n-am intrat în nu mă interesează ce comentarii sunt sau ce comentarii de. ar putea să aibă niște copii. Doar îi mai spun ei așa să nu pună la suflet sau adică nu are niciun sens, nu știu cât de mult poate ea să ia asta în calcul. Pentru că știi cum e, poate să spună oricine, tu ești acolo la fața locului, tu auzi așa comentariile, depinde foarte mult de tine cum managerie situația. Eu pot doar să-i spun, să-i dau niște argumente dacă aude ceva mai deplasat. Uh -huh. Dar nici nu fac eu chestii deplasate care să-i pună pe ei într-o adică am grijă de treaba asta. Să nu apar pe rețele cu sânii prea mult la vedere sau cu fundul direct în nasul tău sau așa, știi, pentru că nu vreau. Să le creez lor niște... Nu m-a venit râsul că mi-am niște poze pe că le-am făcut eu, dar e ok. Pe păi mine da, nu... dar da, nu, stai un pic. Poze făcute recent sau... Da, recent, acum, acum câteva luni. Hai uh, da, mă, niște da, poze acum, stai artistice. un pic. Nu, nu sunt stai niște stai poze pic. artistice. Eu vorbesc de altceva. Știu eu ce, vorbesc de știu altfel de te poze. poze și vorbesc și de alte situații în care m-aș putea pune nu știu, penibile doar ca să ies în evidență sau... Așa adică am grijă e. cât de cât. Mă gândesc foarte mult că și Filip crește acum și la băieți n am să vorbească prietenii lui de mamă ce aș face, mamă ce... Chiar dacă lumea, copiii vorbesc între ei și așa. Am grijă, e cu duș și întors aici. Adică nu știu cât de mult poți stăpâni tu treaba asta. Eu nu cred că poți dar... să controlezi. Exact. Cred că poți exact. în cazul în care... Te duci într-o astfel de direcție da. fără să pici da, 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 în da, da. Da. Uh, penibil, penibil și să, de, nu știu, adică să vrei să par mai cu 20 de ani mai tânăr decât da, ești. Da, 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 da. Uh, cred că singura variantă prin care poți să fii ok într-o astfel de conjunctură este să-ți asumi și să cred Da, că se simte bineînțeles, asta. Normal. Adică dacă o faci forțat. Ai făcut-o forțat și poate se vede și nu o să-ți iasă cum trebuie și, 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 și. Așa Acum e. dacă ți-asumi, mi se pare că se vede că e asumată treaba și n-are cine ce să-ți spună. A, n-ai -ai, -ai ce să Dar faci. Dar mă gândesc ce-i drept. Mă gândesc la acțiunile mele cumva și în relație cu ei că ar fi culmea să nu iau un calcul. Uh, voiam să te întreb dacă uh, îți, iei copii cu tine la concerte? Eh? Mm. Pe sara, cred că am luat-o la un concert aici, când am cântat la Never I-a mm -hmm. plăcut foarte mult, deși ea se arăta foarte așa, indiferentă. Dar după aia mi-a arătat că avea nu știu câte filmări cu mine de pe scenă. Uh, îi place, cu toate că e obositor pentru ea pe dubă. iar plăcea mai mult cu avionul în diferite e, locații. Sunt convinsă. Da, dar ar fi mai stresant pentru mine, că tot ar trebui să am grijă. Pe Filip încă nu l-am luat... Am vrut să-l iau la lansarea albumului pe care l-am lansat anul trecut, dar era destul de târziu și am zis că, lasă mai crește și o să aibă el timp o să, aibă să aibă vină, da. și Te întreb pentru că mă uitam la. Uh, mă uitam la Grammy uh -huh. uh, și mă uitam și la pe Ivy. Da, când a urcat Jay Z pe scenă, a urcat cu Blue Ivy și, uh, după aia, mea stăteam, că știam că e născută în același an cu Antonia uh -huh. mea. Uh -huh. Și zic că, deci cât are 13 ani? Oricum, văzusem, o văzusem și în turneul uh, mamei ei, da. la, pe care eu l-am ratat cu brio. Și eu, da. <laughs> Când am avut și cum să ba, ajung. Da, nici eu n-am. Am vrut la un moment dat, mă uitam să ajung, nu mai știu în ce țară, dar n-am nimerit, că aveam concert și aveam și un concert și n-am putut. Na, M-am bucurat pute... că aveam concert și puteam să ajung din privința asta, dar aș fi vrut să o văd, că mi s-a părut că și eu asta -aș a fost să mai facă nebunie. totuși... Uh, da. Cândva să o prindem și noi. Dar, uh, uite, și uh, ea uh, și-a luat destul de... Adică și-a luat hate. Da, da, da. Uh, din cauza faptului că a luat-o pe, pe fica ei, pe scenă uh, mm. uh, și, bine, la început comentau că nu dansează nu știu cum, că nu se mișcă. Eh, nu dansa wow. Că, da? bine, okay. Nu dansa wow, la început, dar uh, voiam să te întreb dacă ai simțit vreodată să să iei copii, să introduce în într-o uh, uh, parte din show nu știu, habar n -am. Bine, la nivelul la discutăm deja de altceva. Acolo acolo e, e marketing. <laughs> și marketing dar la modul ei și pleacă turneile alea sunt pregătite cu șase luni înainte lipsesc foarte mult de acasă, probabil de-aia simt nevoia mulți dintre ei că și Pink uh -huh. și-a luat copiii da, în turneu da, da. pentru că lipsesc un an de zile de acasă și atunci își iau copiii cu ei ca să le fie alături și își au profesori cu care, să, cu facă care școală. să facă școală exact, acolo e total alt nivel și cred că de aia se ajunge să-și ia copiii cu, cu ei, dar cred că probabil a fost și ea pasionată sau cine știe de a introdus-o până și în show, deși mare dansatoare nu e, adică dacă stai să compari cu alți copii da, sunt care alți copii. rup dansurile în 12, e ce făcea Blue Ivy, na, da, era o coreografie corectă, mai, spre dar e de admirat, uh... da, e de admirat că eu mă gândesc că a fost o muncă extraordinară pentru ea și să se expună la Dita mai concertul ce are Beyoncé de fiecare dată, bravo ei, mi s-a părut că a dus cu brio. Și spun asta pentru că, uitându-mă și la noi în țară, la toate comentariile care au fost, toate comentariile negative mm -hmm. în direcția Evei Măruță, uite, de exemplu, da, care un da, da. alt copil care e talentat mm -hmm. da, și a avut șansa să se nască într-o familie. Care să fie, problema? Nu? e da, nicio problemă. Nu e nicio problemă, clar. Da. Că, uitându-mă la uh, Blue Ivy, pe. Uh, la Grammy, sunt acolo lângă tatăl ei, mi se părea cumva că o deja ei opoziționează da, undeva. Că a și zis uh, Jay-Z cred că cred că a zis care brandul ei mm -hmm. sau ceva de genul. Da. Nu, no păi, păi, na. Na. mulțumesc! Păi... Nu mulțumesc! N Am văzut că tai că Jay-Z și mai Sabionse. nu știu, de ce nu mă mir care brandul ei de haine sau ce o avea, make-up, și nu știu. Da, și nu, numai, că sunt mulți mulți copii. Mi se pare o în ultima perioadă cel puțin au apărut din ce, în ce mai mulți copii celebrităților care au, brandul lor, au deja. Bă, Pă, până la urmă dacă a avut norocul să fie mai maică sa Beyoncé și taică zi, și ea poate să facă de la o vârstă fragedă ceva de ce să nu facă? Până la urmă ea și tot ce a reușit în turneul ăla a reușit și pe munca ei. Normal că, că doar nu e nu... ușor ce a făcut fetița de 12 ani sau câți, avea, 12, câți ani 12 avea are. atunci nu e ușor deloc, deci nu mai gândește să fii cu atat public în față și atâta strictețe că acolo e un turneu gândit la secundă, nu, nu e ceva așa, ce vrei, exact, exact, mă duc pe scenă când și eu mă plim de colo-colo și am cântat. Nu e ce s-a întâmplat în turneul ăla, mi s-a părut fantastic. Nu ești foarte darnică pe uh, rețelele de socializare, cu uh, momentele astea de uh, momentele mai personale din viața ta, așa mi se pare mie că. Nu, nu prea. Uh, și vreau să te întreb, nu știu, uh, care a fost cea mai frumoasă vacanță în care ai fost? Uh, uite, îmi vine în cap acum ultima. Ultima, cea ce mai recentă, recentă, așa să nu zic ultima, Doamne ferește, vacanță din Grecia de, din septembrie anul trecut, unde chiar dacă a plouat, nu știu cum s-a întâmplat, <laughs> că erau și grecii, erau uimiți de ce furtuna a avut loc în alea trei zile în care am stat acolo, deci din patru zile na, ziua în care am ajuns când a fost soare frumos excepțional, superb după aia a început să plouă până când am plecat, a plouat Doamne. într Doamne. și la modul nu ploaie, la modul cea mai ploaie dintre ploi, a fost Doamne. în Grecia cât am stat noi acolo dar locația superbă, adică o să-mi aduc aminte cu plăcere chiar dacă a plouat, mai ales că știu că copiilor le-a plăcut foarte mult, adică Filip ar pleca, el stăteam într-o zi în mașină și îmi spunea mamă, mami, ce aș pleca acum într-o țară? <laughs> -a zis? Perfect! Adică orice vacanță cu ei e o vacanță plăcută. Aș pleca oricând. Dar după vacanța cu copiii simți nevoia de o vacanță singură? <laughs> să știi că după, în general, da, aș pleca și eu singură cu soțul meu, dar avem grijă să ne mai facem și, uite, de ziua lui am făcut așa un, o plecare la Barcelona, pentru că eu nu văzusem Barcelona. Uh, și am avut prilej de plecat, dar cu motiv. A, ah, Plecăm de lângă voi că e ziua lui și vrem <laughs> să petrecem două, trei zile împreună. Am înțeles. Uh, Citeam un comentariu, nu mai țin minte la ce apariție data, da. uh, un comentariu care zicea că uh, și-ar dori foarte mult să te vadă mai, mai des, Uh -huh. uh, și să povestești mai multe despre, despre viața ta, și uh, că ești unul dintre artiștii extrem de uh, talentați, dar extrem de modești în aceeași, uh, uh -huh. în aceeași măsură. Și uh, mi s-a părut foarte frumos. Era un comentariu extrem de frumos scris, în uh -huh. primul rând, uh -huh. uh, și exact așa te-am perceput și eu dintotdeauna. Uh, pe cât de talentată am aflat cu trecerea da. timpului că ești pe atât de așa în, în spațiul tău de siguranță da. și vreau să te întreb de ce de ce ți-e ți frică să să ieși mai des. că da, nu știu am văzut nici vorba foarte de... multe chestii pe care le faci în online să fii veșnic mm -hmm. on acolo. Da, să știi că, uite, pe online, poate ar trebui să fiu mai mai vocală, poate. Cum văd și la alți artiști că mai stau de vorbă, mai fac storiuri, dar nu știu. Oricum, eu, dacă aș posta, trebuie să postez în engleză, mm -hmm. pentru că am foarte mult public de afară și atunci, dacă aș vorbi în numai română, i-aș exclude și așa nu vreau ai. asta. Și de fiecare dată e așa o dacă postezi ceva doar în română, îmi scriu cei de afară că n-am înțeles ce ai spus, da, ești foarte drăguță și știu ce și atunci trebuie să fac cumva o traducere și în engleză, de fiecare dată postez mai mult în engleză și atunci nu mi-atrag publicul român, deci cumva mm -hmm. e, întotdeauna e și Cui cu duș nici nu-mi place să stau așa să vorbesc despre ce, despre ce am visat eu azi noaptea, că adică mi se pare ceva mai mult decât neinteresant <laughs> să spun eu că m-am trezit și am visat nu știu ce, nu știu. Mi se pare că unii artiști dau prea mult și poate, da, poate eu dau prea puțin, nu știu, nu-mi dau seama. Nu, cred nu că dai știu. atâta cât consider tu că e da, necesar. Da, adică vreau să mă păstrez în momentul în care simt că vreau să spun ceva sau chiar dacă e o prostie sau ceva, dar simt eu că hai să o spun pe story că mi se pare funny sau așa, o spun, dar... Dacă fac chestii forțat și mă simt penibil, nu, nu, nu le mai postez. De câte ori Uf. filmezi un story atunci când trebuie să faci un story? Ah, de multe ori și mai ales dacă e cu vorbit în engleză sau trebuie să fac. Stau și mă gândesc, bă, dacă m-aș bâlbâi la vreun interviu, cât mă bâlbâi la un story. Vai, doamne! Nu, cred că la story știi că ai ocazia să mai... Posibil, da, de... posibil, posibil, și... da. Da, fiind în engleză îți dai seama că le, trebuie să le repet Și ca să afle oamenii mai multe lucruri despre tine Să știi da. că eu am o rubrică în, în acest podcast Care se numește Pe Repede Înainte Sunt niște întrebări la care îmi doresc din suflet Să ne răspunzi așa, fără să stai prea mult pe da, gânduri Da, Pe Repede Înainte, fix să știi cum e că rubrica sunt, da. sunt simpatice întrebările pe yeah. cuvânt Adică chiar foarte simpatice yeah. Prima întrebare Care e desertul tău preferat? Mă, pe repede înainte, vai, 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 vai uh, Mamă, orice cu ciocolată Ok, care ar fi titlul filmului despre viața ta? Mama mea Păi eu la asta cred că trebuie să stau să mă gândesc, să mă răzgândesc, să mă... Nu, primul, prima chestie care îți vine în minte uh, hey, All About Music, na, simplu și... Perfect uh, Dacă ai putea să-ți schimbi numele, ce nume ai alege? Wow, uite, mă gândeam să-mi pun minele în buletin, dar cred că e un proces prea complicat și Nu e așa de greu, am nu? că nu e așa de greu, numai după aia trebuie să schimbi toate actele, te duci, trebuie da, Uite, mor. vezi, no. dar le-aș pune minele în buletin. Bun. Asta cu ce Ar scăpa de Ionela, că mă mai cheamă și Ionela și nu. Ar fi un mare X acolo. Scoateți-l din buletin, vă rog. Da. cu ce artist internațional ți-ar plăcea să cânți pe scenă? Asta am lămurit-o. Bruno Mars. Ar Mars. Ar fi primul, Perfect. Da. Uh, iubesc cel mai mult să Să-mi beau cafea dimineața în liniște Bravo Mamă, mamă, zici <laughs> că suntem surori gemene. <laughs> Așa Care a fost crush-ul tău în adolescență? Uh, în adolescență? Mie îmi plăcea de Marilyn Manson, de exemplu Nu, dar uite mi-a venit în cap Acum Cristi Chivu. Îmi plăcea mult de chivu. Iată, pam pam uh, Care e ultima minciună pe care ai spus-o? Călina aici, artist managerul meu nu pot să spun. <laughs> ajung imediat! <laughs> mai spun minciunele de-astea de când n-am chef să fac câte ceva, vreo postare, vreun TikTok, vreun mă ia cu capul. Da. Um, astăzi mă simt liberă pentru că fac ce mi place. Care e cel mai mare dor pe care l-ai? Uite, stăteam și mă gândeam uh, acum câteva zile că mi-ar plăcea să merg în Slobozia, deși orașul ăla mi se pare mort mereu când mă duc, să mă mai plimb așa prin oraș, că n-am mai fost de câțiva ani. Uh, să mi-aduc aminte așa de, de copilărie cumva. Te încarci cu um, energie pozitivă așa de fiecare dată când mergi acasă? La eh, Slobozia? Nu neapărat, nu. A, nu? nu? Nu, dar am avut așa un moment în care mi-ar fi plăcut să merg, uite, cu sormea și cu fratele meu, cumva, și să ne aducem aminte de zone, știi, să mai mergi în zonele în care mergeam, mm -hmm. sau la bazar când mergeam, când eram mici, de unde mai cumpăram chestii, așa să te întorci în. să mă întorc înapoi. Hop? Hmm, din când în când mai cade câte ceva pe aici. E ok, stai liniștit <laughs> uh, Și. Um, ultima întrebare. Ce îi spune Luisei de la 16 ani, dacă ai avea ocazia? Să aibă mai multă încredere în ea și să fie mai vocală. Mm. Da. Pentru că eram... Nu eram! <laughs> <laughs> nu eram! <laughs> da. Vreau să-mi spui, înainte să ne luăm la revedere, vreau să-mi spui care e următorul pas în cariera ta. Ai ajuns pe multe scene... Pe care n au ajuns foarte mulți artiști, mm -hmm. cel puțin din România. Uh, ai făcut foarte multe lucruri uh, care poate pentru publicul din România n-au fost atât de vizibile pe mm -hmm. cât ar fi trebuit, dar totuși le-ai făcut. Ai scris foarte multe piese pentru, foarte, și pentru tine, dar și mm -hmm. pentru alți artiști și mi se pare că uh, ai împărtășit așa din talentul și din pasiunea ta pentru muzică uh, către toți oamenii pe care i-ai întâlnit în decursul uh -huh. vieții ce mai rămâne de făcut? Uh, uh, mă uit, mă bucur că am scos un album chiar stăteam și mă gândeam că uh, anul trecut am scos primul meu album Silver and Gold uh, de care sunt foarte mândră și acum ți-am adus și ție boxul. Care și arată, și foarte curioasă care arată să-l vezi, să-l desfaci Popu, Când o să-l să dai și mie puțin? Uh, e acolo Așa cu Uh, o să scot un nou album în septembrie anul ăsta. Dar eu chiar vreau să deschid acum uh, albumul pentru că uh, arată spectaculos. Da, eu l-am văzut la șeful meu la radio. Era e un box mas. la care am lucrat uh, toată echipa <coughs> foarte chiar. mult timp și sunt, e un produs de care sunt foarte mândră. Dar uh, de unde a venit ideea acestei prezentări? Pentru că eu n-am văzut la vreun alt artist de la noi? Am văzut? Nu, n-am văzut soțul nimeni. Soțul meu are idei... Uh... Are <laughs> idei <Costi> multe. Sitoare, cred că. Și costisitoare, dar și frumoase. Așa, stai și... așa, ca să vă arăt. Hop, a fugit ceva, e ok? Uh, așa arată albumul. Așa, se vede? E bine? Bravo. Da. Acum... Da. Așa. așa arată Este superb. Mulțumesc. Este super. Și acum o să mă întind. După autograf, ăsta este autograful da, 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 da. A, a fugit din cutiuța. Deci ăsta este un box care o să fie uh, available și pe site-ul la care lucrăm de cât timp călin. Că nebunesc că toată lumea mă întreabă când o să fie, că au tot postat oamenii și eu am repostat și toată lumea mă întreabă dar noi de ce nu putem să cumpărăm tricourile sau ce mai ce mai postează Ia să vedem lumea, știi? Ce avem noi aici. Să facem un da, unboxing. unboxing live, uh, uh, live <laughs> în podcast. Pam, pam. Da. Stați așa, că vă arăt imediat. Deci avem acest picou. Care silver are and gold, da, și cu Hop, pam, pam. silver and gold pe spate, da, frumos. <gri> Dar arată foarte, foarte bine acest packaging. CD-ul cu piesele, cu tot albumul. <gri> <gri> Știu silver cine and -e gold. E așa. Casă. E okay. <gri> Acolo sunt niște uh, pinuri sau bro broșe. Cu broșe. Pinuri, așa. A, oh, ce tare um, sunt. Foarte cool, foarte da. cool. Și cred că dacă, dacă pui telefonul, ți-apare albumul. A, da? Da. Oh, perfect. Dacă o pui telefonul, da, da, da. Că, Așa. Trebuie să, termin, trebuie să și termin acest unboxing. Așa. Asta ce este? Ăla este un card NFC, la fel, dacă îl pui pe telefon, apare albumul pe telefon. Really? Da. Ce da. tare! Foarte tare. Așa, așa că mai avem. Nu ne-am oprit. Aici că, avem niște sticăre. Sticăre, da. Cu numele de la unele piese. Foarte artwork. cool. Artwork și așa. Foarte, foarte și cool. Și vinilul. E vinilul cool. pe care dacă o să-l deschizi este gold. Nu cred. Da, și este acolo o ședință foto pe care am făcut-o cu... Nu deschide călală, o să Ăla peste 20-30 de ani o să valoreze foarte mult. Nu-l deschide, lasă-l așa. Nu, 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 nu. nu. nu deschide, lasă-l așa. Nu cum să nu deschide. Peste 30-40 de ani la valorează foarte mult, crede-mă. Îți mai dau unul, îți mai dau unul. Deci nu, vreau să vă, vreau să vă mărturisesc acum în exclusivitate absolută. Cu acest vinil vom inaugura viitorul nostru Pick up? Pick up, A, dacă da, avem... v-ați va luat și eu vreau nu, nu -am, am luat, dar și eu vreau pentru să, că, și eu vreau să iau. pentru că sunt absolut convinsă că nu o să rezistăm să nu ascultăm la să nu ascultăm acest vin. Deci vă dați seama că eu n-am mai făcut unboxing la vinil de foarte mult timp. Așa. Da, și că la mod acum iar. Sunt, sunt, am văzut uh, din ce în ce mai... Oh, oh. este oh, gold. De... Bam, bam. Da. Deci este foarte tare. Mi se pare o idee wow și da. uh, am observat că cel puțin în ultima perioadă, eu am acolo niște, eu am casetă cu mine wow. <laughs> de de mult, uh, Vinil n-am, dar urmează la aniversarea wow, de, de 50 de <laughs> Mamă, de dar care... mi se pare tare că mai ai casetă. <laughs> mai am. Uh, am doar o mică parte aici. Wow. Uh, pentru că majoritatea uh, sunt la tata și n-am apucat să trec să Din le iau. Din ce ani asta, mai știi? Uh, cred că... Păi aveam 20 de ani, e de acum 20 de ani, din 2004. A, 2004, 2004, da. 2004, 2004, da? 2004, da. Știu, nu păi după tunsoare, eu așa știu. Vai, cât de tare! Da. Deci, mulțumesc din Foarte suflet tare. pentru cadou. Va fi extrem de ascultat acest album la noi, în casă. Eu mulțumesc. Și nu zic asta doar pentru că ești invitatea mea, de astăzi, ci foarte sincer, uh, și eu și copiii și Cum popo, ar veni, po, suntem fanii tăi ca să. Da, A, asta am vrut să zic de fapt și mă bucur că am reușit să uh, să ne vedem și să povestim și să Da, eu și... mulțumesc pentru tot timpul acordat și că am avut o oră, o oră sau mai mult. Nu știu o oră cât am avut. Și <coughs> frumos, de deci, stat așa montat. la discuții, da Mie mi plăcut, pare foarte tare și uh... Eu mai stăteam și <laughs> încă 3-4 ore Dacă era nevoie Important da. este că Important a fost prima întâlnire Că după aia da. vin și celelalte Să ne revedem cu bine, mai scot exact. un album deci Mai, a, mai vin, mai avem despre de, de ce să vorbim Turneu din America De concerte, de tot Eu abia fel. aștept să vin la un concert uh, Pe aici, pe la noi, că până da. în America da. Nu da. cred că reușesc să mă organizez e, să Uite, vin. Că vezi că o să am și în Ungaria aici, de ah, noi. perfect. Au am foarte multe tu. festivaluri ei, dacă-ți să crezi. Da, și, și am un văzut. public extraordinar. Am extraordinar. văzut, am văzut. Mi se pare... Da. Bă fascinant și vreau să te felicit încă o dată pentru Mulțumesc. toate lucrurile pe care le faci și iată că se poate se poate bedez mam și se poate și bedez carieră muzicală. Mamă, trebuia să vin mai îmbrăcată, mai nu știu cum, că parcă așa... Nu, nu, e de... e în, în uh, atitudine. <laughs> cu da, <un> îmbrăcăminte. Da. <laughs> Sper să ne revedem cât se poate de curând. Multă baftă cu toate lucrurile pe care ți le-ai propus. Sper la fel. să nu treacă foarte mult timp până o să ne reîntâlnim. Da. Aici nu știu, la o cafea în oraș, vedem și ne hai ne cu piesa descurcăm. Aia. Și o să vine și piesa până atunci, lasă că eu abia aștept să-ți difuzez piesa ta da, nouă da. la radio, așa că să ne revedem cu bine! Gata! Da. V-am pupat, ne revedem și data viitoare la o nouă ediție de podcast Beresman. Până atunci, nu uitați că suntem și pe YouTube, dar și pe toate platformele de streaming de podcast, ne găsiți acolo. Și puteți ne dați like, share and subscribe și să mai spuneți prietenilor, nu știu, că suntem aici și că facem treabă bună, sper că așa facem. Nu, Popu? Da. Zici tu finalul. De acord, a like, share and subscribe. Subs subscribe. Dacă, dacă, dacă nu făceai mișcarea aia așa, adică faci mișcarea asta așa, dacă faci, dai din mâini, nu e bine, nu faci așa.